Bun găsit! Astăzi discutăm despre leucemie. Hematologul Daniela Georgescu ne ajută să înțelegem de la ce apare această afecțiune, care sunt simptomele și mai ales în ce condiții se vindecă. Mare atenție dacă vă apar vânătăi fără să vă loviți. Acest semn trebuie să vă ducă urgent la medic. Doamna doctor, aș vrea să vorbim despre leucemie, acest cancer al sângelui, care apare din ce cauză? Leucemia, dacă ne referim la varianta leucemia acută, care este poate cea mai complexă patologie hematologică, nu știm exact care este cauza, dar știm că în spatele apariției leucemiei acute stă o proliferare necontrolată a unor celule tinere care se dezvoltă la nivelul compartimentului medular, aceste celule numite blaști, care au un ritm de proliferare și de multiplicare mult mai rapidă, cu invazia altor țesuturi și organe și cu pierderea funcțiilor lor normale. Ce vreau să spun este că în leucemia acută ne referim practic la două mari probleme. Odată problema faptului că acești blaști proveniți din celula stem hematopoietică, care în urma unor mutații, unor evenimente genetice incomplet cunoscute, fără să știm exact care este cauza care a generat aceste mutații și aceste modificări la nivel de cariotip, la nivel molecular, această celulă își pierde funcția ei normală, celula stem hematopoietică din funcția ei normală de a produce toate celulele din sângele nostru, fie că vorbim de leucocite, globule roșii sau trombocite, această celulă stem nu își mai face treaba, rămâne într-un stadiu incomplet de maturare, așa numită celulă tânără, cum am spus mai devreme, blast, care are un ritm de a invada măduva osoasă și de a invada, așa cum am spus, și alte țesuturi și organe. În momentul în care ea nu își mai face treaba și nu mai duce la formarea de leucocite, trombocite și globule roșii, atunci organismul suferă prin complicația pierderilor acestor funcții și anume apare anemie severă datorită globulelui roșu care este insuficient produs, apar manifestările de tip hemoragii severe și nu în ultimul rând lipsa leucocitelor mature duce la insuficiența, incapacitatea organismului de a se apăra la infecții și la tot felul de agresiuni care au loc asupra organismului, care în acest context este lăsat fără apărare. Așadar, care ar fi simptomele? Ne îmbolnăvim mai repede, simțim că avem anemie și despre și ce mai sângerările vorbim? De care spuneam mai devreme, datorită lipsei trombocitelor, organismul sângerează pentru că nu are capacitatea de a produce primul bloc dop plachetar. Nu ni se mai vindecă rănile. Da, sau chiar spontan apare chimoze, apar vânătăi întinse la nivelul cutanat, fără să fie în spate un traumatism care să explice apariția acestor vânătăi spontane. A, deci niște vânătăi care nu se vindecă și care nu sunt în urma unui traumatism ar trebui să fie un semn care ne duce la medic. De asemenea, avem invazia medulară. Așa cum am spus, este o invazie dată de o celulă tânără care proliferează fără să poată fi oprită prin mecanismele fiziologice ale organismului. Invazie care poate să ducă chiar la, pe lângă afectarea țesuturilor hematoformatoare ficat, splină, ganglion limfatici, care își pot mări dimensiunile, dar putem discuta de afectarea sistemului nervos central și avem leucemia acută, în special formele limfoblastice, care sunt încă de la debut cu manifestări de tip sistem nervos central, neurologice. În aceste condiții putem vorbi de prevenție? În ceea ce privește prevenția pentru leucemia acută, cred că cel mai corect ar fi să discutăm despre posibilitatea și identificarea anumitor, sau mai bine zis, evitarea anumitor factori de risc. Așa cum am spus, nu știm care sunt cauzele care duc la aceste modificări în celulă, ce o face să vireze dintr-o celulă normală într-o celulă malignă. Dar se pare că radiațiile, se pare că expunerea la substanțe toxice de tip benzen sunt factori care pot să predispună la apariția acestor mutații și anomalii citogenetice. Pe de altă parte, există o anumită categorie de viruși, cum ar fi HTLV-ul sau Epstein-Barr, care sunt incriminați în apariția anumitor forme de leucemie acute. În ceea ce privește leucemia acută a vârstnicului, există o patologie numită sindromul mielodisplazic. Sindromele mielodisplazice, că sunt ceva mai heterogene, care în timp pot să meargă către leucemia acută mieloblastică. Evident că identificând acești factori și încercând să evit sau să intervii precoce asupra lor, încerci să încetinești evoluția. Putem vorbi de o mică prevenție. Da, încerci să eviți evoluția către o leucemie acută. Bineînțeles că mai sunt și factorii predispoziționali legați de manifestările genetice și asta aici clar, persoanele da. Cu trisomie
cu sindrom Down sau anemie Fanconi fac chiar de 10 ori mai des leucemii acute. Aici, din păcate, singurul marker de prevenție ar fi poate testele acelea genetice. Da, care ne ajută să le dăm seama din timp. Înaintea nașterii, da. Există și pacienți predispuși, în afară de ce ați menționat mai devreme? Predispoziția mai poate fi legată și de utilizarea anumitor medicamente anterioare. De exemplu, pacienții care au avut diverse forme de neoplazii, care au necesitat tratamente citostatice sau radioterapie pentru o formă de cancer în antecedente, pot dezvolta la distanță apariția leucemiei acute secundare post-chimioterapie, care este o complicație reducabilă și de multe ori amenințătoare de viață, pentru că răspunde greu la tratament. Este un cancer care se vindecă? Există tratament? Din fericire, progrese s-au făcut și în leucemiile acute, dacă vorbim strict de leucemiile acute la momentul acesta. În urma identificării și a încadrării corecte de la diagnostic a leucemiei acute într-o grupă de risc, putem ști dacă persoana din fața noastră are șanse, genetic vorbind și molecular vorbind, să răspundă la tratament, dar majoritatea leucemiilor acute, pacienții ajung la transplantul de celulă stem și aici sunt bineveniți donatorii de celulă stem. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu drag. Ne revedem și mâine, să aveți o zi frumoasă.